Salutare, pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Tampa Bay Rays, LA Angels. Andrei Cinculescu spune că gruparea din LA se descurcă foarte bine pe plan ofensiv, având o medie de 4,5 ranuri înscrise per meci. De cealaltă parte, Tampa Bay are destul de multe probleme în apărare, cedând în medie 4,4 ranuri per meci. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin 4 ranuri marcate de LA Angels. Persepolis Al-Nassr. Tipsterul Alex o vede favorită clară pe Al-Nassr, mai ales că echipa arabă și-a adus mulți jucători de clasă mondială în ultima fereastră de transferuri. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe doi soliști. Lazio Atletico Madrid. În opinia lui Cristi Lenga, Atletico Madrid are la dispoziție un lot net superior, așa că pornește din postura de favorită. În plus, Lazio a început sezonul dezamăgitor, înregistrând o victorie și 3 înfrângeri. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul X2 și sub 4,5 goluri marcate. Fonio Crețu. Tipsterul Adrian spune că tânărul român Crețu este într-o formă foarte bună la Challengerul de la Sibiu și poate profita de faptul că Fonio nu a avut rezultate grozave în ultima perioadă. Astfel, pronosticul tipsterului nostru merge pe minim un set câștigat de Crețu. PSG Dortmund. David Chirilă mizează pe un spectacol total. Ambele echipe practică un fotbal ofensiv și au la dispoziție jucători de superclasă. Ținând cont de calitatea celor două echipe și de stilul lor de joc, tipsterul nostru recomandă pariul pe cel puțin 3 goluri produse în meci. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest script, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.